te-aș ruga, tăicuțule. Știi bine că-ți spun mereu, vreau mai mult să te-ngrijești, tărele să te ferești. Nu vreau să pățești ceva, s-ar distruge viața mea. Of, dacă tu tată n-ai fi, eu de ce aș mai trăi? Tăicuțul meu, regele meu, ești mila și sufletul meu. Și cu ocazia acestei zile am venit să vă facem o frumoasă surpriză. Aveți aici un frumos tortuleț în masă de sărbătoare. O sticlă de... Așa? Georgiana este? Da, da. Cum nățica? Da. Am pentru dumneavoastră un coșuleț cu floricele. Aici pentru Monica. Și o sticlă de șampanie pentru Alex este aici? Poftim pentru tine. Așa. Aveți vreo idee de la cine poate fi această frumoasă surpriză? Noi avem un mesaj și o să vi-l citesc și vom afla împreună de la cine este. Un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat și îți oferă încredere pe drumul cel urmez. Este cel care te educă, îți poartă mereu grija, cel care reușește să-ți aducă zâmbetul pe buze, cu care te distrezi, dar mai ales te sfătuiește și te împinge de la spate ca să ai succes. Acest om minunat ești tu, scumpul și iubitul meu tătic. Tu m-ai învățat cum să mă comport, cum să dăruiesc, să vorbesc frumos și mă pot descurca în viață. M-ai învățat nu doar cum să am succes în viață, în tot ceea ce îmi propun să reușesc, ci să port cu onoare numele tău. Datorită ție am speranța, înțelepciunea și credința să fiu cinstită cu mine însumi. Pentru toate acestea îți sunt extrem de recunoscătoare și te admir foarte mult, tată. Nu mi-aș putea vedea viața fără tine, însemn foarte mult și te iubesc enorm. Te felicit cu ocazia sărbătorii Sfântului Gheorghe și îți doresc tot binele din lume. Îți mulțumesc încă o dată pentru că mi-ai dat viață, m-ai educat, m-ai certat când a fost nevoie și mi-ai dat sfaturi utile. Vreau ca sufletul să nu-ți îmbătrânească niciodată, să rămâi la fel de tânăr, ambițios, vesel și puternic, tată. Cu multă dragoste, fata Cristina și ginerele Costel. Suntem cei mai norocoși copii că avem astfel de părinți extraordinari. Vă iubim tare mult, sunteți cei mai buni părinți din lume. La mulți ani cu această zi a numelui și sperăm că v-a plăcut această frumoasă surpriză. Acum, dacă aveți și dumneavoastră să le spuneți ceva. Noi îi mulțumim din suflet și le doresc multă sănătate și îmi pare foarte bine că aceste urări de bine și sănătos. Și dumneavoastră, prin emisiunea Surprize Magice, vă mulțumim și dumneavoastră. La tot întregul. Le mulțumim tare mult că s-a gândit la noi. Ne este foarte dor de ei și așteptăm cu mare drag să vină la noi. Mulțumesc, să rămână. De asemenea, noi avem și o melodie pe la mulți ani cu această zi, Georgiana, Alex, George. Vă mulțumim frumos. Și domnul Gheorghe. Vreau să pățești ceva, să distruge viața mea. Of, dacă tu tată n-ai fi, eu de ce aș mai trăi? Ești mila și sufletul meu. Tu te la mea.
te-aș ruga, tăicuțul meu, știi bine că-ți spun mereu, vreau mai mult să te-ngrijești, tărele să te ferești. Tată, tu ai făcut mereu față la atâta lume hoață. Of, și ai jucat mereu teatru ca să poți să-ți crești băiatul. Tăicuțul meu, regele meu, ești mila și sufletul meu. Tăicuțul meu, ești viața mea, ești mila și puterea mea. Tăicuțul meu, regele meu, ești mila și sufletul meu. Tăicuțul meu, ești viața mea, ești mila și puterea mea. Tăicuțul meu, regele meu, ești mila și sufletul meu. Tăicuțul meu, ești viața mea, ești mila și puterea mea. Puterea mea.